Bună seara! Bine ați venit la o nouă emisiune Superstar Show. În această seară avem avem un nou format în 5 episoade scurte și la obiect, în jur de 5 minute. Nu vă rețin prea mult atenția, adică avem 5 într-unul. Titlu: Meseriașul și garanția pe viață. Da. Cam asta e. Hai să începem cu meseriașul. Deci, într-un taxi se urcă un domn și spune: la aeroport, repede că mă grăbesc. Taxiul pleacă, lăsând în urme de roți de la demarajul puternic. La primul semafor, șoferul trece pe roșu. Pasagerul intră în panică. Domne, dumneata nu vezi că era roșu? Șoferul: stai, domnule, liniștit că sunt meseriaș. Bun. Mai departe, la următorul semafor, la fel, taximetristul trece pe roșu. Pasagerul, speriat mai rău, spune: domne, tu ești nebun? Vrei să murim? Stai, nene, liniștit, ți-am zis că sunt meseriaș, ai încredere în mine, da? Bun. La următorul semafor, nimeresc culoarea verde. Surpriză, taximetristul pune o frână tare de tot și îl dă pe pasager cu capul de scaunul din față. De ce ai oprit, domnule? Nu vezi că e verde acum? Șoferul: da, dar dacă trecea un meseriaș ca mine. Da. Bun, hai să trecem și la rătăciții în Panama. Pe o minunată insulă pustie undeva în Panama au fost adunați mai mulți oameni. Doi italieni și o italiancă, doi francezi și o franțuzoaică, doi nemți și o nemțoaică, doi englezi și o englezoaică, doi japonezi și o japoneză, doi chinezi și o chinezoaică, doi americani și o americancă, doi irlandezi și o irlandeză și, în final, o echipă de rătăciți de la Canal D, 7 băieți și 10 fete. Cam atât a fost. După o lună de zile, pe această minunată insulă pustie, se întâmplaseră următoarele lucruri. 1. Un italian l-a omorât pe celălalt italian pentru femeia italiancă. Nu râdem. 2. Cei doi bărbați francezi trăiesc împreună cu franțuzoica într-un fericit ménage à trois. 3. Cei doi nemți au o programare săptămânală foarte strictă pentru vizitarea alternativă a nemțoaicei. Alternativă, da? Mă rog. 4. Cei doi englezi așteaptă pe cineva ca să le prezinte pe englezoică. Da, ăștia sunt englezi. 5. Cei doi bulgari s-au uitat lung la oceanul fără sfârșit, iar unul din ei s-a uitat bine la bulgăroaică și apoi a început să nuate. Săracul de... Bun. 6. Cei doi japonezi au trimis un fax la Tokyo și așteaptă și acum instrucțiunile. Da. 7. Cei doi chinezi și-au deschis o farmacie, un magazin de băuturi, un restaurant și o spălătorie. Și au lăsat o gravidă pe chinezoaică ca să le furnizeze angajați pentru magazin. 8. Cei doi americani se gândesc serios la sinucidere. Ce puteau altceva face? Pentru că femeia americană se tot plânge de corpul ei, de adevărata natura feminismului, cum ar putea și ea face tot ce fac ei, necesitatea împlinirii, diviziunea egală a treburilor în casă, cum nisipul și palmierii o fac să arate grasă, cum fostul ei prieten îi respectă tot timpul părerile și... cum au tratat-o ca ei mult mai prost decât el. Da. Și în final, cum relația ei cu mama se îmbunătățește, cum nu știu, că insula pustie. Așa. Și cum în sfârșit taxele au mai scăzut și nu mai plouă, ca la americani. 9. Cei doi irlandezi au împărțit insula în nord și sud. Și au făcut, bineînțeles, o distilerie. Ei nu-și amintesc dacă mai era și o femeie pe acolo, pentru că totul a devenit cam cețos după primii litri de whisky. De nucă de cocos, bineînțeles. În orice caz, sunt satisfăcuți băieții, pentru că nici englezii nu se distrează deloc. Nu știu cu capul.
Da. În fine, punctul 10. Din echipa de rătăciți de la Canal D a mai rămas unul, Andrei Gheorghe. Restul i-a vândut pe 10 Stalin Scaia și un Johnny Walker la restaurantul chinezesc. Și asta a fost rătăciți în Panama. Bun, acum trecem la dorința românului, garanția pe viață. Dorința românului s-a adeverit la hipermarketul Orafur, raionul de electrocasnice. Vânzătorul: cu ce vă servim? Cumpărătorul: aș dori un TV LCD Panasonic cu diagonala de un metru, mă! Vânzătorul: avem la reducere cu 1000 de lei bucata. Cumpărătorul: sună bine, dar pentru mine este importantă și garanția produsului. Știți, aș vrea să mă țină cât mai mult. Aha, bun. Bun, zise vânzătorul. Băi, nene, știi care e treaba? Eu aș vrea să vând produsul ăsta. Așa că, dacă nu trăiești mult, îți dau garanție pe viață, mă. Pe viață. Pe viață, mă? Da. În fine. Și trecem la sărăcie pe munchie de cuțit. Un inspector de la fisc vine la sinagogă în control. Se uită pe registre și concluzionează către rabin. Mă, ăștia erau în criză, ca noi, știi? Domnule, veniturile dumneavoastră sunt mici și impozitul la fel. Cum reușiți să trăiți cu niște încasări atât de mici? Păi, noi reciclăm aici totul și ne mulțumim cu puțin. Și noi ne mulțumim la fel, nu? Așa, chiar totul? Tot, domne, tot, reciclăm tot. Și picăturile de la lumânări, domne? Da, le strângem și le trimitem la o fabrică de lumânări și din când în când ne trimit ăștia câte o lumânare. Da? Da? Bun. Dar din când în când, dar ce faceți, domne, cu fărâmiturile de pe masă? Și pe astea le reciclați? Da, da, și pe astea le reciclăm. Da. Le strângem și le trimitem și pe astea și din când în când mai primim câte o pungă de pezmet. Da? Da? Bun. Dar copiile de prepuță care rămân de la circumcizii, ce faceți? Și pe ele le reciclați, mă? Da, da, da. Le strângem, le trimitem la fisc și din când în când ne trimit câte o pulică, așa ca dumneavoastră să ne controleze. Ca dumneavoastră, așa. Da. Nu, nu mai râdem. Da. În fine. Trecem la concluzii. Concluzia este că dacă sunteți meseriași, nu înseamnă că aveți garanție pe viață. Și dacă dați fix, rătăciți în Panama și ajungeți cu sărăcia pe muchie de cuțit, aviz amatorilor că ne place să râdem unul de altul fără să ne uităm la noi. Fiți mai buni cu toții că tot în groapă ajungem. Asta e. Deci, cine sapă groapa altuia face febră musculară. Cine fură azi un ac, mâine coase ciorap. Ciorap, mă, da. Cine se scoală de dimineață e fraier. Cine râde la urmă e întârziat. Și cine alergă după doi iepuri obosește. Și nu mai râde, mă, cu buca spartă. Da? Nu mai râde. Gata, pe săptămâna viitoare că va ajunge. V-ați destins prea mult. Vă supăr eu săptămâna viitoare cu alegeri. Hai, pa, pa.